Cercetările arată că pe lângă faptul că te încetinește multitasking-ul, îți scade IQ-ul. Poate ai auzit că multitasking-ul este rău pentru tine, dar noi studii arată că îți distruge performanța și chiar îți poate afecta creierul. De fiecare dată când faci multe sarcini, nu doar dăunezi performanții, ci s-ar putea foarte bine să îți deteriorezi o zonă a creierului care este esențială pentru succesul viitor la locul de muncă. Cercetările efectuate la Universitatea Stanford au descoperit că multitasking-ul este mai puțin productiv decât a face un singur lucru la un moment dat. Cercetătorii au descoperit că oamenii care sunt bombardați în mod regulat cu mai multe fluxuri de informații nu pot să de atenție, să își amintească informații sau să treacă de la un task la altul. Dar dacă unii oameni au un dar special pentru multitasking? Cercetătorii de la Stanford au comparat grupuri de oameni în funcție de tendința lor de a face mai multe sarcini și de convingerea că le ajută performanța. Ei au descoperit că multitasking-ul greu, cei care fac multitasking mult și simt că le crește performanța, au fost de fapt mai slabi la multitasking decât cei cărora le place să facă un singur lucru la un moment dat. Persoanele care fac multitasking frecvent au avut rezultate mai proaste de deoarece au avut mai multe probleme în organizarea gândurilor și în filtrarea informațiilor irelevante și au trecut mai încet de la o sarcină la alta. În concluzie, cercetătorii au descoperit că multitasking-ul îți reduce eficiența și performanța, deoarece creierul tău se poate concentra doar pe un singur lucru la un moment dat. Când încerci să faci două lucruri deodată, creierul tău nu are capacitatea de a îndeplini ambele sarcini cu succes. Relatează playtech.ro.